În legătură cu telefonul mobil și cu faptul că sunt din ce în ce mai mulți oameni dependenți de telefonul mobil, am văzut un videoclip foarte interesant. Recunosc că îl urmăresc pe Mircea Bravo, așa se numește, pentru că este tânăr, este simpatic, a reușit să se impună pe piață, are un umor de calitate, Mircea Bravo, și nu în ultimul rând, prin accentul său regional, ardelenesc, atrage și mai mult. Dacă vă uitați pe pagina de YouTube a lui Mircea Bravo, veți vedea niște videoclipuri foarte haioase, niște sketch-uri făcute cu bunica lui, cu prietenii lui și așa mai departe. Este, aș spune, un om de care avem nevoie, mai ales în astfel de momente complicate. Ei bine, Mircea Bravo, împreună cu jurnaliștii de la 2 CVL, nu e puțin lucru, a realizat un material video foarte amplu despre dependența de telefonul mobil. Și în acest material vedeți opinia unor neurologi germani, citați de 2 CVL, în legătură cu problemele pe care le poate crea această dependență de telefonul mobil. Îmbrăcat într-o formă umoristică, cu stilul foarte haios pe care îl are Mircea Bravo, vă invit să-l urmăriți cu foarte mare atenție. Ce probleme poate crea dependența de telefonul mobil? E ok să-l folosești, e ok să vorbești și să transmiți mesaje, dar dacă devii dependent de el și exagerezi cu utilizarea telefonului mobil, îți spune Mircea Bravo, așa într-un stil cât se poate de relaxat și de vesel, cam ce probleme sunt, dar mai mult decât atât, aflați de la medicii specialiști cam ce poate genera neplăcut pentru sănătate, dependența de telefonul mobil. Priviți! Vă salut, oameni frumoși! Sper că sunteți ok. Eu sunt aici în apartamentul meu, în care stau în chirie. E bine, căldurică, 20 de grade, dar afară a venit iarna, e frig, e minus 3 grade. Și astăzi am zis că musai trebuie să vorbesc cu voi despre statul pe telefon. Despre drăcia asta, pe care vă spun că am verificat, ieri am petrecut 4 ore cu ecranul aprins, da? Și tot mai grav, tot mai grav. Și acum am gândit din ce cauză. Păi, în primul rând, când e vară, e fain, te plimbi pe stradă. Acum a venit frigul, da? S-a scurtat ziua, că aici la ora 5 e besnă, da? E ceasă, e urât în Cluj, cred că o zi pe lună avem masoare. Și când vin de la birou, după ce am terminat treaba, ajung acasă, căldurică, și dușmanul ăsta e tot timpul la o mână distanță de mine. Îl iau una, două și stau. Și ce e interesant cu telefonul, că zici că e o gaură neagră, da? Zici că e o mașină de călătorit în timp, în viitor. Adică l-ai luat ora 5, pac, 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 6 jumate. Păi când a trecut o oră jumate, nu-ți dai seama, știi, nu mai ai niciun reper, știi? Și îl pui deoparte, pe lângă că ești frustrat că a trecut o oră jumate și zici, bă, n-am chef să fac nimica. Atât de rămăsim ca și după ce am fost o zi la, nu știu, la lucru în construcții sau la câmp, deci sunt obosit și psihic consumat, știi, nu mai am chef nici să spăl vase, nici să montez ceva prin cameră. Vă spun că clipul ăsta despre dependența de telefon nu l-am făcut pentru că sunt dependent de telefon. Eu de vreo 3 săptămâni am vrut să-l fac, dar păi, dar nu pot, că e drăcia asta lângă mine, știi? Când folosim în mod constant astfel de dispozitive, ne obișnuim cu starea de distragere a atenției. În timp, acest lucru ne va determina să ne concentrăm și să stabilim prioritățile mai greu, iar asta ne va face să ne simțim tot mai stresați. Vom deveni, de asemenea, mai uituci, pentru că nu ne vom mai putea concentra atenția asupra unui singur lucru. Bucata pe care tocmai ați văzut-o ne-a fost oferită de cei la 2 CVL și face parte dintr-un reportaj mai amplu despre dependența de telefon. Eu am o problemă, de exemplu, cu atenția distribuită. Îți varză cu atenția distributivă. Dacă mă vedeți pe stradă și vorbesc la telefon, sunt șanse foarte mari să fiu nesimțit cu voi. Și în general, oamenii, bărbații, au probleme cu atenția distributivă. Și îmi dai seama că tu cât timp stai cu telefonul lângă tine, tu tot timpul trebuie să ai atenție distributivă. Tu tot timpul faci, de fapt, multitasking. Faci și chestia pe care o faci, dar te ocupi și de telefon. Tot timpul când zice telefon și ceva, tu ești prezent acolo. Și exact chestia asta s-a întâmplat când am început să scriu pentru clipul ăsta. Am început să scriu și sunt la telefon și am... Da, bun, și așa. Și nu vă închipuiți că era ceva notificare importantă, gen să scrie Maichea, Mircea ne-a luat o casă, hai repede. Nu, era gen un grup în care au 20 de oameni, bă, nu știți care e cu faza aia. Și eu, care eram în timpul scrierii, știți, să găsesc o idee, ziceam da. Și mi-era foarte greu să mă întorc, pentru că, cum zicea și Brâncuș, e mai greu să te pui în starea de a face decât să faci un lucru, știi? Și aveam comparația asta cu o rachetă. Am aflat că o rachetă consumă 90% din combustibil să se ridice și 10% să se plimbe, știi?
și să scrii la un text și în același timp să stai și cu telefonul, e ca și cum mai merge cu racheta, bă, hai să ne coborâm să luăm o cafea, no, bun, ne punem jos, hai să pornim iară, bă, am uitat ceva, merge iară jos. Și de asta e foarte greu cu tot timpul când stai cu telefonul lângă tine să te concentrezi pe un lucru. La fel gândiți-vă cu spălatul vaselor, da? Adică cel mai greu este să te apuci să te pornești să speli vasele, nu să speli vasele în sine. Că după ce te-ai apucat, e ușor, una, două le speli. Dar pornirea aia e grea. Asta e grea la orice chestie. Mi-am dat seama că în ultimele luni este foarte greu să mă concentrez pe un lucru, da? Adică tot timpul sunt focusat și după două minute, pam, îmi sare gândul la altceva. Și la când mă uit la filme, prefer să mă uit pe o platformă cu content on demand, cum e Netflix, HBO Go sau așa mai departe. La un moment dat m-am uitat pe TV la un film și două minute am fost absent. Am zis, bă, pot să dau în spate? Nu pot. Nu mai țin nimic din filmul ăsta. Și să mi se întâmplă foarte des chestia asta. Adică la un moment mă gândeam la o idee pentru un clip, la un sketch de-al nostru, să stăteam, eram foarte concentrat și din dată mi-a apărut altă idee și m-a scos. Eram cu gândul total în altă parte, știi? Deci pur și simplu fuge. Nu pot să stau concentrat pe un lucru. Timp de 5 zile am încercat să-mi plătesc factura de telefon și fiată m-a deturnat ceva. M-am întrebat, bă, nici asta n-am plătit-o și parcă m-am pus. Trebuia să-mi fac ceva cont. Și ajuns la mea să te panichez, la mea era în seară și mă gândeam, bă, dar eu sunt retardat, ce cum e? Deci n-am reușit nici asta să fac chestia, că m-am gândit la altceva. Și atunci cumva încep să nu mai ai încredere în tine și devii super anxios. E ca și un angajat pe care nu te poți bada, dar angajatul ăla ești tu. Pentru că pur și simplu concentrarea ta țin toate direcțiile. Un studiu recent indică faptul că oamenii pot deveni mai leneși din punct de vedere mental cu cât se bazează mai mult pe smartphone-urile lor, în special cei care sunt mai degrabă intuitivi decât analitici. Ei folosesc Google în loc de propria memorie. Unii oameni de știință numesc acest fenomen drept efectul Google. Nu mai memorăm lucrurile pentru că le putem găsi pe Google. Deci când eram mic, îmi plăcea să țin minte lucruri pe de rost. Absolut orice. La un moment dat era ceva pufule, în care era un catalog cu echipa de fotbal a Italiei, a Scoției, nu știu ce. Cumpăram și pe aia stăteam seara și învățam pe de rost. Bun, Casiraghi, Inzaghi. Și pur și simplu făceam chestia asta. După aia, capitale. Hai să învăț toate capitale. Învățam toate capitale. Hai să învăț populație. După aia. Dar și chestii total inutile. Numere de telefon. Știam toate numele de telefon pe de rost. Maică, taică, mi-o Cristi, toți prietenii mei. Eram nebun. Mi-o țineam minte pe de rost numele de telefon. Și mi-era mintea cumva antrenată. La un moment dat simțeam că am zis, hai să învăț minte, să țin minte pe de rost pagini întregi. Și pur și simplu băcea să țin minte. Și mi-era foarte ușor. Acum, în momentul de față, zic că sunt retardat. Poate mă repet. Adică în ce sens? Dacă, de exemplu, trebuie să primesc o adresă de la cineva, nici măcar nu țin minte. O bag în GPS, chiar dacă știu Clujul, să mă duc până la prietenul meu. A doua oră, nu știu să ajung. Iar bag acolo. Am prieten la care mă duc de un an de zile, nu știu unde stau, dar am acolo salvat adresa lor și mă duc frumos cu mașina până acolo. Dacă am ceva, dacă Mircea m-a ajuns cu o chestie pe mâine, te ajut, dar sună-mă mâine, se aduce aminte. Eu nu obosesc. În plus, noi avem și pe Ramona, colega noastră, care se ocupă de toate chestiile astea, evenimente, mail-uri și așa. Ramona, nu zici tu, da? Ții tu agenda, nu trebuie să mai ții minte. Și creierul meu e așa, gol, niciun efect. La început e fain, e plăcut că tu nu mai trebuie să depui efort, ai un confort. De la o vreme simt că am Alzheimer, nu mai țin minte absolut nimic. Dacă încetezi să mai memorezi lucrurile, voi pierde capacitatea de a face acest lucru. Iar asta înseamnă că nu mai pot procesa aceste informații. Oamenii fac mai mult decât să adune informații relevante pe internet. Diferența dintre noi și mașini este faptul că încă avem capacitatea de a înțelege și de a procesa informațiile stocate. Și practic, de fiecare dată când noi ținem minte ceva, nu ținem minte pur și simplu chestia aia. Practic facem noi legături în creierul nostru, chiar dacă noi la prima vedere nu ne dăm seama. A, ăla are 327 la numărul de telefon pentru că aia zis și ziua lui de naștere și stă pe numărul 3 la casă, știi? Caut niște conexiuni ca să ții minte mai ușor și depun efort. Practic creierul s-a antrenat, da? Muncește. Și probabil știți că tot mai des întâlnești genul de oameni care, bă, nu-s curios, nu-mi bat capul. Bă, ai văzut ceva cu politica? Bă, nu-s, cu astea nu-mi bat capul. Depui efort? Nu. Stau ca o lepră. Bă, ai văzut că de fapt mâncarea asta e sănătoasă și aia e nesănătoasă. Bă, eu nu-s cu astea, nu-mi bat capul, da? Eu nu-s curios. De oamenii caută tot mai mult confortul ăsta și la fel și eu. Adică sunt multe chestii care despre mașini. Eu zvar de la mașini, chiar dacă cu niște minime cunoștințe aș putea să-mi îmbunătățesc un pic și să-mi am grijă de mașină. Nu, eu nu-mi bat capul cu astea, da, trântește, eu fac de toate, știi? Dacă eu mi-aș bate capul cu domeniul ăsta, cu domeniul auto, care treacă cu mașine, poate aș avea mai multe idei de clipuri, da? Aș avea mai mult succes cu clipurile mele. Și cred că e valabil la oricine. Pur și simplu, dacă tu îți bați capul cu un lucru, poate pur și simplu că ești la o întâlnire cu o fată, tu ai un subiect comun cu fata respectivă. Zic că fata, bă,
eu îs cu alimentație. Și tu zici, da, eu știu proteine, glucide, lipide, îi tare pur și simplu, adică cu cât ai multe informații, cu atât te poți juca mai ușor cu ele. În general, mai se gândește, bă, nu-mi bat capul cu chestia aia, că eu am o cantitate limitată și eu mă ocup chestiile care contează, da? Eu aia nu vreau să mă obosez mintea, de aceeași chestie e ca și cu corpul, bă, vrei să vii să faci sport? Nu, că eu am treburi importante pentru care amenajez corpul. Pe termen lung, corpul tău să fie tot mai varză. Dacă tu mergi la sport, chiar dacă în ziua aia ești obosit, tu pe termen lung ai o condiție din ce în ce mai bună. La fel e și cu creierul. Bă, îmi bat capul cu treaba asta. Bă, dacă îți bați capul, probabil nu mai poți să ții minte și să faci lucruri nu știu cât pentru serviciul tău, dar pe termen lung, creierul tău, care e un mușchi, până la urmă devine din ce în ce mai performant și poate să lucreze din ce în ce mai bine. Știm că atunci când primim o confirmare pozitivă pe rețelele de socializare, aceasta afectează regiunile creierului care trimit impulsuri de recompensă. Fie că realizezi ceva important, consum droguri sau câștig la loto, aceleași regiuni din creier reacționează când mă simt bine. Iar aceste regiuni sunt în aceeași măsură activate de aplicațiile de pe telefon sau de like-uri. De asta am ajuns să iau telefonul numai când primesc notificare, ci oricând. Când mă simt un pic inconfortabil, iau telefonul. E un pic de plictisală, am luat telefonul. Îmi vine un gând negativ, iau telefonul. Mă duc la restaurant, mănânc de unul singur, să uite cineva la mine, mă simt inconfortabil, iau telefonul. Da? Deci ăsta mă salvează teoretic de anumite senzații neplăcute. Faza e că înseamnă că de când avem telefonul, noi n-am mai trăit senzații de plictisală. Cum ești un pic plictisit, aștept undeva la o coadă, la ceva, iei telefonul, te-ai scos. Eu am zis cineva că creativitatea necesită plictisirea, trebuie să fii puțin plictisit să devii creativ. No, pentru unul care trebuie să găsească idei virale sau ceva, destul de nașpa că stă într-una cu telefonul ăsta. De multe ori se întâmplă la o ședință de creație să stăm 6 persoane timp de 4 ore și să nu apară nicio idee, da? Să stăm acolo. Și nu mai e fain că noi ne-am învățat să vrem repede lucrurile, să nu mai așteptăm. Și aici e problema cu tot telefonul ăsta. Pentru că de obicei lucrurile tari, lucrurile pentru care ai așteptat, ai investit timp, energie, atenție. Gândește-te că tu ai primit o casă cadou, da? E super tare, îți convins că o să te bucuri. Probabil vreo lună, după vreo lună o să fie ceva normal. Dacă în schimb tu stai 10 ani să construiești tu casa aia, să pui fiecare cărămidă, bine, cu niște prieteni sau cel puțin pur și simplu să te ceri cu muncitorii aia, să știi fiecare col, fiecare bucată din casă, să știi prin cât ai trecut, altfel te bucuri de ea, te simți mai împlinit. La fel și cu niște roșii din grădină. Primesc o roșie de la bunica mea, o mănânc, iau roșie. Dar bunica mea, care a stat un an de zile lângă roșia aia, o plantată, o semănată, s-o uita la ea, o scos burenele, o venit colorado, ceva gâzele aruncat, nu știu ce, și pe aia se bucură de ea. Uite care sâmbure din ăla sămânța. Altfel te bucuri, da? În general, chestiile pentru care investești timp și energie și ai răbdare sunt mult mai prețioase și te împlinesc mult mai tare. Și din cauza asta, telefonul nu ne mai permite chestia asta. Pentru ce să te mai bucuri, știi? Pur și simplu și la un serial. Știi ce fain e serialele alea? După ce te-ai uitat 6 sezoane, la final se întâmplă chestii și ești, uai, ce tare! Pentru că tu ai investit 6 sezoane în care te-ai uitat acolo, la chestia aia. No, ce senzație poți să-ți dea un Instastory? Da, e tare, dar cât de tare? Dar un Game of Thrones la final, în ultimul sezon, e mult mai interesant, mult mai tare. Și de aia mi se pare că cumva trebuie lungită perioada aia de așteptare. Să fim capabili să așteptăm, să nu vrem din prima repede. Și atunci eu am o chestie, am o procedură a mea. Dacă îți disperați și toți scrolezi într-una pe telefon, bă, zic, ar fi tare să citesc. Mai e foarte greu să citești, știi? Cititul presupune multă răbdare și investiție timp, energie și atenție. Hai de la scrollat să mă duc pe video-uri pe YouTube. Am răbdare 5 minute la un video de YouTube. Hai să încerc. Dacă mă uit la un video de YouTube de 5 minute, hai să mă uit la un film. Mă pot uita la un film de oră. Dacă mă uit la un film, după aia mă pot duce la citit. Dar e foarte greu după ce scrollez pe telefon, bă, hai să citesc. Eu nu vine deloc să citesc, știi? Simți chestia respectivă. Din cauza asta, răbdarea e o virtute, o calitate maximă în zilele noastre. Când vezi pe un om cu răbdare, l-ai binecuvântat. Acum, destul de multe chestii de rău, v-am zis, hai și la soluții. Deci soluții pe internet găsești o grămadă. Cum să scapi de stresul cu telefonul? Unii zic, bă, scoate notificările. Alții zic, bă, folosește telefonul între 10 și 12 sau numai într-un anumit interval orar sau ține-l numai într-un anumit loc în casă, da? A nu face nimic, fără întreruperi sau distrageri, este benefic pentru creier. Asta înseamnă să oferi creierului mici pauze, să-ți dai în mod conștient șansa de a procesa ceea ce ai învățat și văzut. Vestea bună este că creierul practic poate face singur acest lucru. De la tine, el nu are nevoie decât să nu-l bombardezi permanent cu noi stimuli. Deci concluzia următoarea. Creierul se vindecă singur, numai lasă liniștit să respire și își face el treaba. Trebuie să recunoaștem. Până la urmă, telefonul e un drog, da? E un drog pe care îl avem lângă noi 24 din 24 de ore, ceea ce e foarte greu, știi? Tot timpul trebuie să te abții. Știi când mergi la niște prieteni și pun niște popcorn pe masă și ție nu-ți trebuie popcorn, nici nu-ți place popcorn. Ba da, dacă tăti pe masă, hai să mai iau un pic, hai să mai iau un pic. Sau momentul în care ai dulciuri în casă, da? Dacă ai dulciuri în casă,
bă, hai să mănânc dulciuri. Dacă n-ai avea dulciuri în casă, nici măcar nu te-ai gândit că îți trebuie dulciuri. Aceeași chestie și cu telefonul. De aceea trebuie să căutăm cât mai, perioade cât mai lungi în care să stăm fără telefon. De exemplu, du-te la un fotbal, du-te fără telefon. E greu 5 minute până ieși din casă fără telefon. După aia 2 ore ești relaxat, nu te gândești, unde e telefonul? Asta este, unde e telefonul? Acasă. A, e ok. Du-te la o plimbare, da? E greu 5 minute până ieși din casă. După aceea, iară, poți să stai liniștit. Caută intervale cât mai mari ca să dai voie creierului să respire. Vă mulțumesc mult că ați stat până la finalul clipului, sper că v-a ajutat. Vreau să mulțumesc celor de la 2CV-le care mi-au pus bucățele astea cu părerile specialiștilor pe care le-am inclus în video meu. Dacă vreți să-i urmăriți, să vedeți mai multe materiale produse de ei, aveți frumos aici linkul. Dați un like la clipul acesta, abonați-vă la canalul meu și spuneți-mi, vă rog frumos, în comentarii cât timp stați voi pe telefon într-o zi. Vă mulțumesc! Pup!